Un traseu preponderent tehnic îmbogățit cu obstacole noi și o vreme ploioasă care i-a provocat mai intens pe motocicliști. Iată ambianța de concurs a etapei de Endurocross de la Bughea. A treia ediție a Cross Enduro Câmpul Lungă etapă în calendarul competițional al Federației de Motociclism, a avut loc la Bughea de Jos în poligonul Valerica Milea, zona istorică a întrecerilor auto din Mușcel. Organizator a fost clubul sportiv Tour Mount, prin neobositul promotor Toni Olaru, care a dezvoltat cu noi provocări parcursul cu obstacole naturale și artificiale, cu pante abrupte pe suprafețe cu aderențe diferite, pe poteci și cu șerpuiri în serie. Este un circuit preponderent tehnic, cu un segment în lungime de 1,5 km pentru ture repetate, continuat cu un traseu prin pădure stabilit pe 12 km la moto și 11 km la quad și ATV. Cei peste 80 de motocicliști și ateviști participanți au oferit iarăși un show pe cinste, poate cel mai spectaculos dintre toate competițiile de motorsport care se organizează în Mușcel. Startul a fost de tip Le Mans, adică la semnal. Motocicliștii au alergat către motoare, le-au încălecat și au demarat în trombă, iar ploaia a ținut acasă spectatorii, în schimb le-au oferit condiții optime piloților pentru a-și demonstra îndemânarea în control controlul motoarelor. Conform regulilor standard, programul a fost concentrat integral pe durata unei singure zile. S-a concurat pe mai multe clase de concurs la masculin, feminin și veterani, juniorii avându-și de asemenea întrecerea lor. Cross Enduro este un mix între hard, enduro și motocross, diferențierea fiind făcută în primul rând prin lungimea și dificultatea traseului, precum și prin puterea motoarelor. De asemenea, deși arată aproximativ la fel, cu siluete cambrate, cu anvelope cu crampoane mari și cu tobe zgomotoase, motocicletele motocross și cele enduro sunt diferite, au o altă harta softului, altă cutie de viteze și un alt stil de schimbat treptele de putere. Primele sunt mai ușoare, mai agresive și ating viteze mai mari, fiind destinate exclusiv curselor off-road. Celelalte sunt mai mari și mai grele, fiind echipate inclusiv cu oglinzi, sisteme de semnalizare și stopuri, având drept de circulație și pe drumurile publice, cu respectarea unor condiții de echipare. La enduro sunt permise orice fel de anvelope, de carburanți și de setări ale motorului, însă există o limită maximă a nivelului de zgomot, fixată la 98 de decibeli, iar traseul trebuie să fie astfel conceput, încât media orară de deplasare să nu depășească 50 de km pe oră. Iată de ce și din acest punct de vedere, enduro cross este categoria ușoară a motorsportului, mai accesibilă practicanților, inclusiv din punct de vedere financiar, dar și mai facilă din punct de vedere organizatoric. Motociclismul, în general, este în plină dezvoltare, ramura sportivă oferind relaxare prin aventură în decor natural, dar și creșterea încrederii în sine. Iar pentru spectatori, astfel de evenimente sunt show-uri captivante, pline de momente intense. Bifând, deci, încă o reușită, organizatorii a lui Tony Olaru, un martor al istoriei motociclismului la Câmpul Lung, istorie care a început cu cascadorii de bâlci și apoi cu motociclete CZ și motorete Mobra, Semnalăm și intenția lui de a trece la un alt nivel superior, prin propunerea tot la Bugia și a unei etape de motocross, o idee care merită a fi susținută de către toți cei care au posibilitatea să o facă. În rest, rămâne valabilă observația de data trecută că, la astfel de competiții, în loc de cai putere, motoarele să se măsoare în armăsari putere sau în cai nărăvași, căci asta e asocierea pentru un neinițiat care asistă la reprezentațiile nervoase de endurocross, așa cum sunt și cele de lângă câmpul lung.